Înalt preasfinția voastră, preacucernici părinți, doamnelor, domnilor, văd aici atâția prieteni, colegi și atâta public, încât mă întreb dacă nu cumva am făcut o eroare de planificare, fiindcă în picioare să stă înaintea lui Dumnezeu, în biserică, s-ar fi cuvenit să stăm jos, să ne ascultăm, dar nu o să fim prea lungi. Văd membrii Academiei Române, rectori, prorectori, decani din această universitate, cercetători, profesori, dar văd și colegi de diferite specialități și mulți istorici din toată țara veniți la acest congres și nu numai din țara noastră, în granițele actuale, ci și din țara aceea despre care unii înaintași o găseau în limba română. N-am ales eu titlul cărții, mi-ar fi plăcut să-l fi ales eu. Sau mai precis, l-am ales din mai multe variante și cred că domnul George Dâncu a fost un inspirator și a fost pe măsura sufletului meu. În al doilea rând, vreau să vă spun că eu de regulă fac pledoarie pentru specialitate și câteodată pentru rigiditate în specialitate și aici nu m-am ținut de promisiune și de crez, și am făcut un fel de zbor al gândului, uzitând și de imaginație, ceea ce istoricul bun nu prea face. Dar, spre sfârșit, așa, cariera asta de istoric nu e foarte lungă, sau vorba academician lui David Prodan, și dacă e lungă, începe cam după 50 de ani. Că până atunci istoricul acumulează. Cel care nu aplică această regulă greșește. Și nu-i prea lungă față de lungimea spațiului și timpului la care se referă un istoric. Eu cred, sincer, că istoricul trebuie să facă inteligibil trecutul. Dacă reușește acest lucru, și-a îndeplinit menirea. Din păcate, nu ne putem ține toți de această idee de a face inteligibil trecutul, fiindcă nu suntem totuși automate. Și ne mai abatem și pe alături, dar dacă istoricul reușește să reconstituie și să comenteze decent reconstituirea pe care a făcut-o, atunci trecutul se transformă în viață. Acesta este crezul meu. Și dacă viața trecută poate fi bine cunoscută, n-am pierdut nimic din experiența omenirii. Dacă nu ne putem apropia de viața trecută, suntem infirmi, fiecare dintre noi. Și nu neapărat pentru a putea prevedea viitorul, că oamenii n-au acest har. Dar pentru a înțelege măcar mai bine prezentul. Și un istoric cinstit poate să îi facă pe alții, după părerea mea, să înțeleagă mai bine prezentul. Transilvania este o fărâmă de trecut și de teritoriu care se află în sufletul nostru, al tuturor, mai abidir aici, în acest centru care se numește Cluj, unde istoria Transilvaniei se studiază cel mai bine, pentru că majoritatea izvoarelor sunt aici, nu pentru că noi am cunoaște-o mai bine. Am făcut câteva evocări, am încercat să explic trecutul, m-am referit la câțiva dintre dascălii noștri care se află cu sufletul aici, m-am referit la câțiva mari scriitori români care au dat atenție Transilvaniei și istorici și neistorici. De aceea doamna Irina Petraș a avut amabilitatea să pomenească prezențele mele la Uniunea Scriitorilor. Și îngăduiți-mi să închei cu acest gând al meu, a fost pomenit aici Procopius din Cezarea. El e un exemplu bun care arată că istoricul e bine să reconstituie și când se apucă și de comentarii politice, e mai bine să le lase pe seama altora sau să le spună după moarte. Procopius din Cezarea, când a scris istoria secretă, a lăsat cu limbă de moarte să fie cunoscută după moartea lui. Și acolo are o frază pe care, repet, o citez, n-o spun eu, și care e un comentariu veninos, cum zicea colegul Mircea Mutu. El zice așa, vă reamintesc, Procopius scrie în secolul al VI-lea după Hristos despre domnia împăratului Justinian și a împărătesii Teodora. Ei au pus bazele celei mai mari biserici a creștinătății, Sfânta Sofia,
care până la Sfântul Petru, la clădirea Bisericii Sfântul Petru, a fost categoric cea mai mare biserică creștină, dacă n-a apucat înainte să fie transformată în moschee. Această înfăptuire numai ar putea să ne dea de gândit, dar totuși Procopius Veninosul zice așa, după ce critică întreaga domnie a marelui împărat Justinian, citez, au fost în fruntea țării noastre unii răi, dar au venit alții și mai răi și le-au făcut bun renume celor din tâi. El, Procopius, ne face să ne gândim cât de important poate fi un istoric, firește după moarte. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție!